Reprezentanții ai Agenției de Dezvoltare Regională Vest, împreună cu secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene și conducerea Consiliului Județean Hunedoara, s-au întâlnit luni dimineață cu primarii localităților din Valea Jiului, dar și cu conducerea Universității din Petroșani, pentru a discuta aspectele privind noua strategie de dezvoltare a Văii Jiului, care a fost amânată din cauza pandemiei care a lovit întreaga lume. Ceea ce e bine că s-a întâmplat acum, e faptul că alături de noi, de comunitatea din Valea Jiului, de Ministerul Fondurilor Europene, s-a alăturat și ADR Vest, regiune care va avea un rol. De altfel, ADR Vestul prin domnul Sorin Maxim a generat întâlnirea de azi. Deci, asocierea și cu ADR Vestul va, credem noi, duce la o serie de facilități pentru demararea acestui proiect. În ultimele luni am fost confruntați cu toții cu ceea ce e pandemia asta cu coronavirus, care au făcut extrem de dificile întâlnirile consultantului cu comunitățile locale. Ăsta e și un motiv pentru care le-am cerut consultantului și ministerului o amânare a definitivării ceea ce înseamnă strategia, pentru că nu poate fi realizat acest obiectiv fără consultări cu autoritățile publice locale. Cred că este cazul, începând din acest moment, evident, ca proces, să încercăm să trecem de pe sistemul de avarie al ajutoarelor sociale, să trecem pe un sistem sănătos în care oamenii să poată accede la mai mult și să poată să aibă o perspectivă atât pentru ei cât și pentru copiilor. Pentru că e clar că dacă o familie trăiește doar prin ajutor social, copiilor cu siguranță nu vor mai dori să facă acest lucru, cel puțin nu aici. Și prima tentativă a lor este să se părăsească locația și să se ducă într-o zonă care poate le poate oferi mai mult. Deci e clar că e mai complexă problema și evident nu ne propunem să o rezolvăm astăzi de aici, dar cred că deja am creat un sistem în care, prin care să creăm premisele. Și mai este o informație pe care îmi permit să o dau, dat fiind faptul că avem această deschidere cu presa. Faptul că în 10 iunie a fost aprobat de către Parlamentul României descentralizarea programului operațional regional cu un număr de 90% din voturile totale exprimate, deci ceea ce cred eu că ne dă și mai mare încredere că avem într-adevăr o responsabilitate și o direcție foarte bună în ideea în care programul operațional regional va fi, să spunem, umbrela sub care se vor dezvolta o serie de instrumente cu care vom acționa în Valea Jiului și, bineînțeles, în regiunea Vest, particularizând și personalizând toate prioritățile strict pentru nevoile regionale. În luna februarie acestui an a fost promovat în cadrul ședinței de guvern un memorandum privind dezvoltarea atât a Văii Jiului cât și a Deltei Dunării prin intermediul investițiilor teritoriale integrate. Pentru a ajunge la această oportunitate și la această soluție de dezvoltare, sunt necesari câțiva pași pe care, împreună cu autoritățile publice locale, suntem dispuși să-i demarăm. În primul rând, vorbim despre identificarea foarte clară a unui teritoriu, a unui areal. Și aici mă bucur să avem de-a face cu un teritoriu eminamente urban, alcătuit din 6 localități. Avem nevoie de o strategie de dezvoltare a acestui teritoriu integrat și, așa cum spunea domnul președinte Bobora, avem o asistență tehnică pentru elaborarea acestui document. Și, nu în ultimul rând, pentru a vorbi despre un teritoriu sau o investiție teritorială integrată, avem nevoie de o structură de guvernanță, un mecanism de guvernanță, o responsabilizare, dacă vreți, a autorităților publice și actorilor publici din arealul asupra căruia
dorim să intervenim. Până în prezent au fost elaborate 16 programe operaționale de dezvoltare naționale și regionale ce se vor desfășura în perioada 2021-2027. Aproximativ 2900 de absolvenți ai ciclului gimnazial din județul Hunedoara au trecut luni dimineață prin emoțiile evaluării naționale. Elevii claselor a 8 au susținut proba la limba și literatura română în condiții de siguranță și distanțare, la fel cum au efectuat și perioada de pregătire. Trebuie să remarcăm faptul că la termoscanarea de dimineață în județul Hunedoara, deci atunci când a fost luată temperatura, știți, triaj epidemiologic se numește, nu am avut niciun elev care să aibă simptome sau să aibă temperatura peste 37,3 grade Celsius, așa cum prevăd instrucțiunile. De asemenea, nu a fost nimeni eliminat din examen, elevii au fost ordonați, nu s-au dat subiecte de rezervă. Sperăm să fie la fel de bine și la următoarea etapă, pentru ca în 29 să nu mai organizăm sesiune specială. Deci, elevii noștri au fost sănătoși. Lucrările elevilor sunt trimise în alt județ pentru a fi corectate, în timp ce la Inspectoratul Școlar Județean din Hunedoara vor sosi 3300 de lucrări din alte colțuri ale țării. Demersurile începute de către sindicaliști în privința trimiterii în judecată a conducerii Complexului Energetic Hunedoara continuă. Au fost strânse deja 1800 de semnături din partea angajaților, iar după centralizarea acestora va fi întocmit dosarul ce va fi prezentat în instanță. Chiar astăzi mai avem două departamente care trebuie să aducă tabelele cu semnături. Din informațiile noastre în momentul de față, avem undeva în jur de 1800 de semnături, cu mult peste jumătate din numărul membrilor noștri de sindicat. Ceea ce privește numărul de semnături, pot să vă spun că ele s-au strâns cu respectarea distanței sociale, pe anumite compartimente, pe anumite schimburi și din această cauză sunt persoane care fie în ziua respectivă nu au fost la servici și care nu au semnat, fie au fost în concediu. Însă, așa cum spuneam, ele vor ajunge astăzi aici toate semnăturile, le vom centraliza și vom demara acțiunea în instanță împreună cu doamna noastră avocat. Reamintim faptul că acțiunea de strângere a semnăturilor necesare a fost demarată la începutul acestei luni. Motivul care a stat la baza deciziei îl reprezintă neplata bonusurilor salariale cuprinse în contractul colectiv de muncă. Aspectul cartierului Dimitrov din Petroșeni a fost grav afectat de lucrările realizate de operatorul de apă din Valea Jiului, fapt care a stârnit indignarea locatarilor. Acest deranj va fi dat uitării, având în vedere că a început deja asfaltarea arterelor rutiere. Am început asfaltarea în cartierul Dimitrov, e vorba de asfaltarea aleilor din cele patru careuri, care este făcută de către primărie. Există alte străzi în cartierul Dimitrov pe care le reface 100% apa servului, pentru că au distrus mai mult de 50% din suprafața carosabilă și atunci ei refac covorul asfaltic acolo 100% apa serv, dar există străzi pe care le facem împreună 50%-50%, e vorba de exemplu de strada 13 septembrie, unde noi refacem trotuarele și o parte din carosabil. Restul este făcut de cei de la APASER. Dar ce se întâmplă în interiorul careurilor, acolo facem noi reparația 100%. Cartierul Dimitrov s-a aflat în plin șantier ca urmare a demersurilor făcute de către societatea APASER Valea Jiului în vederea modernizării rețelei de apă și canalizare în municipiul Petroșani.